Vasluienii nu pot transfera încă niciun fotbalist din cauza unei interdicții impuse de UEFA, dar clubul Moldav poate semna cu fotbaliști liber de contract începând cu data de 10 septembrie. Cum neînțelegerile din punct de vedere pecuniar dintre jucători și Gigi Becali continuă să fie în impas, Vasuiul a intrat pe fir. L-a contactat pe șeful Timișoarei, Marian Iancu, iar acesta a făcut promisiuni cu privire la întreruperea înțelegerii contractuale în cazul în care verdictul TAS retrogradează Timișoara în Liga a doua. Cum decizia este irevocabilă, cei doi jucători sunt tot mai aproape de Vaslui. Borceanu este la ora actuală unul dintre cei mai buni și curtați mijlocași defensiv din România, în timp ce Dorin Goga nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cooptați în lotul României în repetate rânduri, aceștia ar urma în cazul în care transferurile se vor materializa să completeze posturile deficitare pe care Vasuiul le are în momentul de față. Până atunci însă Vasuiul pregătește în detaliu partida de vineri împotriva Rapidului, meș ce va semnifica debutul în noul sezon competițional.